An de an, sezonul rece vine la pachet cu infecții respiratorii. Gripa este o afecțiune respiratorie contagioasă generată de virusurile gripale. Aceasta poate avea consecințe alarmante, uneori conducând chiar și la deces. Față de o simplă răceală, gripa debutează în mod violent. Ieșenii știu cum să se protejeze împotriva gripei. Apelează la ajutorul unui specialist, evită automedicația și poartă mască pentru a sta cât mai departe de virus, iar alții cred că sunt imuni împotriva gripei. Păi, luând antibiotic, mai întâi mă duc la medicul de familie. Deci nu iei medicamente după ureche? Nu, am mai făcut prostia asta și nu. Întâi consulti un medic și după... Da. Tu cum procedezi? Cam la fel. În primul rând mă vaccinez. Și după apelați la un medic? Sigur că da. Nu apelați la automedicație? Nu, nu. Numai la medicul de familie mă adresez și la specialist dacă este nevoie. Noi suntem imune, perfect sănătoase. În municipiul Iași, în această săptămână, numărul de infecții respiratorii se apropie alarmant de pragul de 100.000, în creștere cu aproximativ 7% față de săptămâna trecută, iar, din păcate, primele decese au fost deja confirmate. Atenție, mare atenție, din nou la gripă. Avem confirmarea primelor decese din acest sezon și vor mai fi mulți, mulți bolnavi de gripă, conform Centrului European de Control al Bolilor, din cauza circulației simultane a virusului de tip A și de tip B. Iar vârful se va registra probabil la începutul lunii februarie. De altfel, și acum situația este îngrijorătoare. Numărul infecțiilor respiratorii acute se apropie rapid de 100.000, în creștere cu aproape 7% față de săptămâna precedentă. Și vă reamintesc că doar anul trecut, când a fost declarată prima epidemie de gripă din România din ultima perioadă, această boală a dus la peste 100 de decese. Gripa poate lovi pe oricine, indiferent de vârstă, însă cei mai predispuși sunt persoanele de peste 65 de ani, femeile însărcinate, copiii sub 5 ani, dar și pacienții care prezintă afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare. De asemenea, gripa poate veni la pachet cu complicații severe. E bine de știut că cei mai expuși sunt cei de peste 65 de ani, copiii sub 5 ani, gravidele, imunodeficienții, pacienții cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare cronice. Majoritatea celor care se îmbolnăvesc de gripă, cei drept se vor recupera în câteva zile. Însă cei din grupele de risc sunt predispuși la complicații serioase, precum pneumonii grave, crize astmatice, miocardită sau insuficiență cardiacă. Mai ales că transmiterea de la o persoană la alta se face cu mare ușurință, pe cale aeriană. E suficient să vorbești, să tușești sau să strănuți ca să transmiți boala, sau simplu contact, direct sau indirect, cu secrețiile respiratorii aflate pe mâinile pacienților sau pe suprafețele contaminate pot face același lucru. Așa că nu temporizați consultul medical, mai ales dacă vă încadrați în grupele de risc, pentru că tratamentul pentru gripă trebuie instituit cât mai rapid, acesta fiind mult mai eficient dacă este aplicat în primele două zile de la debutul bolii. Medicul primar UPU Iași, Tudor Ciuhodaru, îi îndeamnă pe români să evite automedicația. În plus, să evitați automedicația. Orice tratament, inclusiv vaccinarea, trebuie făcut doar la recomandarea medicului de familie sau a specialistului, iar dacă tot veni vorba, românii iau antibiotice ca pe bomboane, iar antibioterapia fără discernământ este nu doar ineficientă, ci și potențial periculoasă. Pentru că poate duce la selecționarea germenilor rezistenți, agravarea afecțiunilor de bază sau dă efecte secundare multiple nedorite. Tudor Ciuhodaru vine și cu o serie de reguli pentru a depăși această perioadă. 5 reguli de fapt simple. Evitați contactul cu persoanele bolnave. Evitați aglomerațiile. Știu că e foarte greu să eviți mijloacele de transport în comun și spațiile publice, dar acolo există risc crescut de a intra în contact cu o persoană infectată. Măcar nu stați lângă persoanele care tușesc sau strănută. Nu vizitați și nu duceți în colectivități, mai ales școlare, persoanele bolnave. Și insist, nu duceți copilul în colectivitate dacă prezintă febră, frison, tuse sau secreții nazale abundente, pentru că nu faceți altceva decât să transmiteți boala. Respectați regulile generale și individuale de igienă. Pare banal ce spun, dar utilizarea batistei și spălatul pe mâini, pusul mâinile la gură atunci când tușim sau strănutăm, evitarea contaminării prin atingerea cu mâinile a ochilor sau a gurii, aerisirea zilnică a locuințelor sau a birourilor cu menținerea unei temperaturi de confort de 18-22 de grade, sunt mijloace extrem de eficiente în a preveni această boală. Spălați-vă cât mai des pe mâini, cu apă și săpun, iar rețineți că spălatul trebuie să dureze cel puțin 20 de secunde, insistând pe pliurile și spațiile dintre degete. Apoi uscați mâinile cu prosoape de hârtie sau aer cald. Sau dacă nu sunteți în apropierea apei, puteți utiliza, ce-i drept cu eficiență mai redusă, un dezinfectat pe bază de alcool.
Evitați și stresul termic, este foarte frig, deci în această perioadă îmbrăcăminte adecvată, consumul de lichide calde, evitați deplasările matinale și nocturne când este foarte frig, eventual alternațiile pauză în spații încălzite precum instituțiile publice și magazinele. Respectați un regim alimentar adecvat, bazat pe fructe și legume proaspete, bogate în vitamine, renunțați la fumat, evitați consumul de alcool și respectați programul de odihnă. Anul trecut, țara noastră s-a confruntat cu o serioasă epidemie de gripă, iar în acest început de an, cazurile de gripă înregistrate sunt în creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.